Premierul Benjamin Netanyahu a ajuns în Statele Unite, unde se va adresa adunării generale a ONU de la New York în această săptămână, dar înainte de aceasta se va întâlni cu președintele american Joe Biden. Netanyahu a sosit în San Francisco, unde a purtat discuții cu omul de afaceri Elon Musk. Înainte de a urca în avion, premierul Netanyahu i-a criticat pe oponenții reformei judiciare care plănuiesc să manifeste împotriva lui în SUA, spunând: "Nimic nu mă surprinde, organizatorii acestui protest sunt susținuți cu mulți bani. Acestea sunt demonstrații sponsorizate și organizate care depășesc orice granițe." Câțiva dintre liderii protestului împotriva reformei judiciare au susținut pentru presa americană că protestele provin din teama lor față de actuala coaliție și cu privire la faptul că legile biblice vor prevala asupra legilor democratice. Ron Scherf, unul dintre liderii protestului, a spus, cităm: "Toți oamenii se tem de această coaliție de extremiști, coloniști și ultraortodoxi. Ministrul de Finanțe se declară homofob și fascist." Protestatarii au mai dat ca exemplu Ungaria, care a îmbrățișat anumite valori creștine și s-a îndepărtat de secularism. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO, a votat duminică recunoașterea ruinelor antice din apropierea Ierihonului ca, cităm, sit al patrimoniului mondial din Palestina. Ierihon, unul dintre cele mai vechi orașe din lume locuite fără întrerupere, este situat într-o zonă din Iudeea, aflată în prezent sub controlul deplin al autorității palestiniene. Situl Tel Jericho, cunoscut ca și Situl Tel es-Sultan, conține ruine datând din mileniul al IX-lea înainte de Hristos, inclusiv dovezi ale unuia dintre primele sate cunoscute ale umanității. Printre locurile sale de moștenire evreiască se numără palatele de iarnă hasmoneane, al treilea palat al regelui Irod, băi rituale și peșteri funerare din apropiere, folosite de preoții celui de-al doilea templu și o sinagogă din epoca bizantină, care datează din secolele al VI-lea și al VII-lea după Hristos. Ministrul de Externe al Israelului a spus că decizia constituie, cităm, un alt semn al utilizării cinice de către palestinieni a UNESCO și al politizării organizației, încheia citatul. În iunie, administrația Biden a decis să se alăture UNESCO după ce președintele Donald Trump a retras Washingtonul din organizație, invocând abordarea sa anti-Israel. Uniunea Europeană a cerut duminică Iranului să-și reconsidere decizia de a-și retrage acreditarea mai multor inspectori de la ONU. Presa iraniană și directorul Mariano Grossi au declarat că decizia vizează 8 inspectori, toți din Franța și Germania. Apelul UE a venit imediat după ce Agenția Internațională pentru Energia Atomică a avertizat că mișcarea disproporționată și fără precedent îi va împiedica serios activitatea. Bruxelles, care acționează ca și coordonator pentru acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și puterile mondiale, cunoscut sub numele de JCPOA, s-a declarat foarte preocupat de această decizie. El a îndemnat Iranul să-și reconsidere fără întârziere decizia. Ministerul de Externe al Iranului a declarat că această mișcare este o pedeapsă pentru ceea ce a descris drept abuzuri politice din partea Statelor Unite, Franței, Germaniei și Marii Britanii. Decizia Iranului de a interzice inspectorii IAEA a venit la câteva zile după ce Londra, Paris și Berlin au anunțat că au convenit asupra unei strategii de menținere a sancțiunilor legate de programul nuclear după data de 18 octombrie, care fusese stabilită pentru a ridica parțial sancțiunile împotriva Teheranului. Un tribunal belgian a condamnat vineri 8 inculpați în cel mai mare proces care a avut loc vreodată în Belgia, cel care a implicat atentatele islamiste de la Bruxelles din anul 2016, în care au fost ucise 32 de persoane, a informat agenția de presă belga. 6 bărbați au fost găsiți vinovați de crimă și tentativă de omor în context terorist și participarea la activitățile unei organizații teroriste pentru rolul lor în cele 2 atacuri de la aeroporturile din Bruxelles și al 3-lea atac cu bombă de la metrou pe 22 martie 2016. Au primit pedepse cuprinse între 20 de ani și închisoare pe viață. Printre cei condamnați s-a numărat și Salah Abdeslam, principalul suspect în procesul pentru atacurile de la Paris, în care au fost ucise 130 de persoane. După ce a fugit din capitala Franței, a fost arestat la Bruxelles. Rapoartele de după atentatul din 2016 au indicat că Belgia a primit avertismente din timp cu privire la atacurile teroriste, dar nu a acționat pe baza acestor avertismente, considerând că amenințările teroriste islamiste nu sunt serioase.
America. America.